O bună bucată de timp, situl industrial din Hunedoara a fost o ruină, însă nu va mai fi și de acum înainte. Asta pentru că administrația publică locală a început lucrările de reabilitare a acestei zone, care la finalul proiectului aflat deja în derulare va deservi investitorilor care vor să-și localizeze o afacere aici. Proiectul de reabilitare a situlului industrial Hunedoara și pregătirea sa pentru noi activități este finanțat de Uniunea Europeană prin Regio, Programul Operațional Regional 2007-2013, axa prioritară 4. Lucrările pentru reabilitarea situlului industrial sunt în grafic. Practic, la sfârșitul acestor lucrări vom avea o suprafață de 20 de hectare ecologizată, o suprafață care va fi parcelată în 49 de parcele, destinată investitorilor privați din Hunedoara și nu numai. Reabilitarea celor 20 de hectare de teren ce aparțin municipiului Hunedoara constă în decontaminarea solului și a apei freatice și în gestionarea deșeurilor rezultate periculoase și nepericuloase. La final, terenul va fi pus la dispoziția investitorilor, însă asta nu e tot. Aici se va construi și o clădire cu birouri. De asemenea, vom avea un centru de afaceri cu 3 nivele, care tot așa va avea ca destinație investitorii privați din Hunedoara sau din alte zone. Cred că rezultatele se vor vedea chiar în câteva luni. Valoarea totală a proiectului este de 62.388.120,95 lei, din care 47.583.012,96 lei reprezintă valoarea totală eligibilă. Finanțarea nerambursabilă acordată este în cuantum de 37.987.001,28 lei, iar contribuția beneficiarului este de 4.410.119,67 lei. Proiectul se derulează pe o perioadă de 33 de luni, începând cu data de 6 iunie 2012. Contractul de lucrări a fost semnat în 25 aprilie anul acesta, pentru o valoare de 31.078.788 plus TVA.